Thank you.
Te-ai încălzit? Cu întâia i-am dat blană, mă, ținat. Last. Odată apă că l-o tras în întâia la maxim. Bă, du-ți ăsta, Darius. Pe traseu toată lumea e la locul lui. Toată lumea e la locul lui. Păi du-te, că imediat dăm start. Sunt de dirigez cu altul joc. Du-te că dăm start imediat. Mere. Dai cox. A plecat. Mamă, ce s-a dus scramble-ul? Nu, nu. Acum se dau juniorii, copiii, pe circuitul de motocross. Sunt câțiva băieți destul de talentați. Avem aici și un participant, un concurent de 6 ani. Opa, mai a căzut cineva acolo sus. Copiii fac senzație. Uite copiii ce... Ăsta au câștigat la enduro. Ăsta au câștigat la enduro. Ăsta, da, la copii. Uite cum sar. Ce e? Da, și după aia se intre iarăși clasa A și după aia o să dăm coadul și ATV-ul. Când e gata tot cu motoarele. O să mai avem un clasa A și un B. Acolo e micuț, uite acum vine. Da, așa încet de are motoreta? A, păi nu. Aia normal e fără viteze, e cu variator. Ce? Uite, pășit ăsta cu hujvană. Bine, bă. Bravo, bă. Cine e ăsta? Ăsta-i băiatul ce-a câștigat și enduro. Ce a făcut? O câștigat și enduro. Ăsta s-a dat pe traseul de A la enduro. Pe traseul mare. O căzut, dar o recuperat, vezi? Da. Ce mere ficiorul cu hujvarna, mă? Ăla au făcut au cu duții, bă. S-au dus duții cu ei și au făcut au cu ei. Uite la el ce bagă. Bine, bă, pagă. Bine, bă. Nu. Mere. După ăla eu nu m-aș putea ține. Mere, bine. Mână, tată. Hai. Nu,
Azi nu? Da. Nu, nu, eu nu mă filmez. Da. Păi pe toți, că numai patru au fost. Păi ei au două manșe. Nu mă, că ei au două manșe. Las că mă duc eu omul la el. Nu, nu, azi nu. La au să mergeți toți să ia patru, bine? Nu, toți să ia patru, să fiți gata pentru star, că intrați după copii. Să ia nu, să te rog și pe ceilalți. Marius, la A o să intre toți patru. Toți patru? Da, toți patru. Și primii trei câștigă. Da, exact. Bine, bă! Bravo, bă! Bravo, bă! Locul 1. Primii trei, nu? Da, da, da. Și B-ul? 50. B-ul la B. Intre 3-3. Exact. Da. Primii trei din prima, primii trei din a doua. Și aia e manșa a doua pentru ei. Și cine câștigă din aia e câștigător. Și gata, primii exact. 3 din 6. Și după aia băgăm coadul și ATV-ul. Că la copii asta e tot. Deci aici e... Bine, bă. Ce să dau copii? Băiatul ăla cu husba, n-a tare fain mere. Și-o și căzut. Da. Acum vine grupa A. Grupa A pentru marșa 2 la star, vă rog. La direct? Când vrei tu. 2, trebuie să mai vină 2 băieți, 2 concurenți. Cine? El și încă 1. Da, de ce? Unde e încă? Sunt 4, 1, 2, 3, 3 îl lipsește. A, ok. Și 3, 103. Unde e 103? La star pentru manșa 2. Numărul 103. Numărul 103 să vină. Numărul 103 anunță acolo să vină. Numărul 103 se prezintă la start. Numărul 103 se prezintă la start. Zul, nu mai vrei? Bun, perfect. E locul 103. El era 103? Da. E ok, e ok. Da, se dai tare. N-o lasă, auzi. 1 0 1. Faceți un start așa frumos pentru filmul, bine? Să fie tot ok, să faceți bine. Da. Nu? Hai că apoi bem o bere după aia. Stai foarte tare. Unul a ieșit, a abandonat și de azi numai 3. Zic că unul a abandonat, de azi numai 3. 103? Da. Pe săritura. Aici e un băiat, Paul. Cam el e favoritul să câștige la motocross clasa.
Ce frumoasă. Paul câștigă detașat, să spun așa. Acum ai bătaie pe locurile 2 și 3. Aici inițial erau 4 concurenți, dar unul abandonat. Lasă, trecă mai moale. Se tot uită unde sunt ceilalți. Trecă, lasă mai moale. Linia la start, clasa B. Astea sunt finaliștii, să zic. Au fost două grupe. Din ambele grupe au mers primii trei mai departe.
și acum se joacă finala dintre cele două grupe. Primii trei câștigă. Avem aici și o fată care participă în grupa ei, i-au trecut mai departe cu locul 1. Patru concurenți care se bat. Toți băieții fug după fată. Se țin de ea momentan, dar vedem condiția fizică. Cât o să-i țină. Sau dacă fac vreo greșeală. Se țin bine după ea. Dar nu reușit să depășească.
că tot mai încet, cred că s-a botit. În mod normal au 7 ture. Da. Cred că după a 5-a. Opa, opa. Avem o căzătură. John i-a căzut cu un viraj, i-a oprit spatele. S-a schimbat clasament, acum este locul 3. Să vedem dacă recuperează. Uite, oboteala. Oboteala pe sus, cu vânt. Pe locul 3, sper să nu fie accidentată după cezătură. Că la fiecare tură se poate întâmpla ceva. Opa. Ce s-a găsit acolo? Tura asta și tura care vine, nu trec cum sau, e trec sau. Este un abandon. Aici au scurtat traseu. N-am mai făcut acolada și l-a depășit. Nu. L-a depășit. Acum se pregătesc coadurile de start. LTZ-urile. Toate de 400, toate galbene. Nu dai startul până nu-ți dă el ok. Ridici ăsta și după aia vezi. Poate l-au făcut dar acum. Astea doi, deci avem bătaie la locurile 1 și 2. Trebuie să... Bine, ta. Thank you.
Acum, bravo, este ceva incredibil. Ăștia fac la praf. Ha? Da. Fac ăștia la praf. Le-ai zis la băieți acolo locurile 1, 2 și 3. Ți-e interesat. Foaia aia neapărat să ții, că după aia le dau premii. Să nu dispară. Bine? Paula. Grupa ATV, vă așteptăm la start. ATV-urile mai sunt? Am zis că e numai unul, să facem câte autură copilul. No, să se dea, să se dea atunci. Atunci pentru el nu este premiu și dăm dincolo. E ok. Da, da, de la clasa B. Da. A doua manșă, ținem și pe ultimul loc. Cu motorul, mă gândeam. Bravo. Ți s-o muia gazul după primele. Cred că n-ai mai văzut, n-ai mai văzut nimic, n-ai nimic a fost. Da, stai bine. Dar nu vezi nimic oricum. Deci dacă nu lăsam să intre acolo să strângă, era plecat. Oricum, dacă te ținu cu ăsta după să băduși, e bine, e bine.